Iar alături de mine și de Rela... Vineri, interpreta de muzică populară Rela Lucan a fost găsită fără suflare în baia apartamentului său din Craiova. Tragedia a fost descoperită de fiica sa, care, deși a solicitat prezența medicilor, nu s-a mai putut face nimic. Pe corpul femeii nu s-au găsit urme suspecte, însă în ceea ce privește cauzele decesului sunt luate în calcul două variante, infarct sau sinucidere. Apropiații spun că, deși Rela Lucan era o fire veselă și optimistă, în ultima perioadă se simțea o tristețe în vocea ei. Născută în județul Dolj, interpreta de muzică populară și-a lansat primul album în 2007, iar în 2009 pe cel de-al doilea. În ianuarie 2013, Rela Lucan a fost și la TV Giurgiu, în cadrul emisiunii La Porțile Dorului, realizată de Ilie Clement. Pe lângă faptul că ți-a dat Dumnezeu talentul, vor să vadă și un caracter frumos, un lucru pe care tu, folclorul, tradiția, ceea ce tu ai învățat, ceea ce tu ai primit, pentru că noi călcăm pe urmele interpreților de dinaintea noastră, de ce să nu spunem acest lucru? Noi respectăm și iubim din tot sufletul și încercăm prin ceea ce facem să fim modele și noi pentru copiii care vin, așa cum faceți dumneavoastră cu acest ansamblu pe care eu... Da, și fiecare zan își are rolul său, așa și noi, ca oameni, avem menirea să ducem mai departe, dar să și avem ce lăsa în spate celor care vin. Viață, viață, dulce viață, Rita Laila, că să fetița în viață, Rita Laila, viață, viață, dulce floare, stau pe geapă, picioarele, li-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 
Pentru a-i aduce un ultim omagiu îndrăgitei interprete Rela Lucan, TV Giurgiu va difuza miercuri în cadrul emisiunii La Porțile Dorului o ediție specială.